mâna, mâna. Cetatea Banilor a intrat în spiritul sărbătorilor odată cu aprinderea luminilor. Punctul de atracție îl reprezintă anul acesta centrul vechi al orașului, care a fost decorat ca un tărâm de basm. Super, super! Ce pot să spui decât că asta e o artă să faci așa ceva și o muncă fantastică. Merită să fie răsplătită munca oamenilor ăștia. Ne place! Se poate și mai bine să stăm la anul. Chiar vorbeam despre cum e Viena, dar e foarte frumos și pentru Craiova. Foarte frumos, n-a fost niciodată așa, e foarte frumos. Foarte frumos. Ce vă place cel mai mult? Ce să ne placă? Ce ne place, Franța? Luminițele. Luminițele. Câteva milioane de beculețe dau strălucire atât centrului vechi, cât și principalelor străzi din bănie. Să sperăm că e cel mai frumos târg de Crăciun până acum. Recunosc că ne ajută foarte mult zona, centrul istoric, pentru că am mai organizat târguri de Crăciun până acum și în piața Mihai Viteazu, dar nu e același lucru. Acolo și dacă sunt 5-10 mii de oameni, piața pare goală pentru că este foarte mare. Aici e cu totul și cu totul altceva, este mai intim, este o atmosferă de epocă. Sunt peste 2 milioane de beculețe. Sunt numai în zona piața istorică, avem peste 50 de kilometri de șir luminos, sunt peste 5.000 de figurine montate, iar faptul că toate sunt instalații noi care au fost, sunt de ultima generație, tot ce vedem aici consumă mai puțin de 5 calorifere. Craiovenii care au ieșit aseară în centrul orașului au putut asculta și un concert de colinde și cântece dedicate Zilei Naționale a României. Noi suntem nemuritori, moarte sunt dacă soarta, frații noștri ne vor plânge țara.